Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Gabriela din Londra și în vlogul de astăzi vă invit să mergem la Paris. Sunt sigură că știți orașul, ori pentru că l-ați vizitat, ori pentru că ați văzut reportaje la televizor sau vloguri pe YouTube, că e plin. Chiar și eu mai am câteva vloguri din Paris, pentru că iubesc acest oraș și îl vizitez în fiecare an. Și dacă vă întrebați, ok, și de ce să mă mai uit și la vlogul ăsta, o să vă spun că de data asta am găsit un oraș foarte schimbat. Parisul este pur și simplu fermecător. Astăvară a fost Olimpiada sportivă, s-au investit foarte mulți bani în oraș și asta se vede la fiecare colț de stradă. În ultima vreme, circulau informații că Parisul este un oraș foarte murdar, foarte zgomotos, de-a dreptul periculos, și mulți vloggeri de succes au făcut de acolo vloguri foarte negative. Cu unii dintre ei m-am contrazis pentru că mi se părea nedrept că un oraș cu o istorie grandioasă este redus la titulatura de oraș dezastru. Îmi aduc aminte acum de o discuție contradictorie pe care am avut-o cu un vlogger celebru din România și încercam să-l conving că sunt și lucruri interesante și frumoase în Paris, chiar dacă eram conștientă că vlogurile acestea negative nu sunt obiective. Vloggerii transmit aceste informații urâte pentru că asta creează controverse, discuții care aduc like-uri și care implicit aduc bani. Și întâmplarea face că discuția asta a fost acum vreo 3 ani, iar acum, foarte de curând, l-am revăzut pe acel vlogger invitat într-un podcast și spunea, vorbind despre orașele în care a fost și care nu i-au plăcut, că lui nu i-a plăcut deloc Parisul și povestea amuzat că se certase cu soția lui, ei călătoresc împreună și când au ajuns la Paris, soția l-a obligat să doarmă în baie. Și îmi venea să-i comentez și să-i spun, pe dragule, de-aia ți s-a părut ție Parisul chiar atât de urât, pentru că starea ta emoțională era foarte urâtă. Și asta se transmite, pentru că știți cum e, și ei sunt oameni, și ei când filmează, își pun amprenta personalității și emoțiilor acolo în vlogul respectiv. Acum, revenind la acest oraș, un sâmbure de adevăr totuși era și mi-aduc aminte că în urmă cu 2 ani, când am fost în Paris, am plecat de la gara de nord, trebuia să ajungem la hotel și urma să luăm metroul. Noi, având bagaje multe și grele, ne-am dus către lift. Acesta era poziționat într-o zonă foarte dubioasă, era, nu știu, era cumva așa un intrând mai ascuns și așteptând liftul, ne-am trezit înconjurați de cinci tineri care nu vorbeau nimic, stăteau foarte aproape de noi și nici nu aveau bagaje și am simțit în tot corpul o senzație de pericol iminent. Și i-am spus lui Mihai, eu nu cred că e ok cu tinerii ăștia, nu vreau să urcăm cu ei în lift, hai să-i lăsăm să plece și urcăm noi tura următoare. Moment în care tinerii aceia s-au întors brusc, exact cum veniseră și au plecat. Ni s-a părut foarte dubioasă treaba, ne-am dat seama că nu era ceva ok cu ei, dar am fost convinși seara când la știri se anunța că grupuri de tineri români jefuiesc la metrou și cetățenii erau îndemnați să fie vigilenți și precauți. Ei, noi trăind experiența aceasta din care am scăpat ca prin miracol, probabil pentru că hoții și-au dat seama că ne-am prins și nu vom fi ușor de tâlhărit, sau poate pentru că au și hoții mândria lor și nu îi jefuiesc pe cei din țara lor, nu știu ce să zic, bine că am scăpat.
Oricum, după experiența asta și după ce, într-adevăr, în ultimii ani, vedeam cum Parisul decade, nu era chiar o gaură neagră, dar nici nu mai avea strălucirea de altă dată. Acum când am plecat, ne-am asigurat că nu vom fi victima niciunei întâmplări de genul acesta, mai ales că la începutul lunii noiembrie am primit o informație oficială pe grupurile de ghizi turistici în care eram atenționați că bandele acestea de cerșetori și de hoți care operează în Europa vin pentru sărbătorile de iarnă în Londra și în Paris. Și eram rugat să fim atenți cu grupurile de turiști, pentru că turiștii când vin în vacanță sunt un pic aerieni, sunt veseli, sunt relaxați, toți suntem așa și nu suntem foarte atenți cu lucrurile noastre, așadar suntem victime sigure. Noi știm toate lucrurile astea, ne-am luat haine, paltoanele noastre numai cu buzunare interioare, bagajele, geamantanele la fel, ne-am asigurat că vom fi, și dacă vom intra într-o situație de asta, nu vom fi victime, adică vom ieși ok de acolo și am plecat. Iar ceea ce am găsit la Paris, încă din gară ne-a surprins foarte mult în mod plăcut. Vă spun sincer că a fost una dintre cele mai frumoase călătorii. Am avut o singură nemulțumire, și anume că nu am prins luminițele de Crăciun de pe Champs-Élysées, este bulevardul lor principal, deși noi am programat excursia asta, călătoria, că a fost călătorie, la Paris, informându-mă în prealabil când se aprind luminițele. Și toate știrile erau că luminițele se vor aprinde pe 20 noiembrie, iar când am ajuns acolo, au schimbat comunicatul, au schimbat data și se urmau să se aprindă exact a doua zi după ce noi plecam. Asta m-a deranjat un pic pentru că chiar și eu am fost foarte atentă ce anume informații citesc și chiar și vlogări mari din Paris puneau fotografii cu Champs-Élysées iluminat de Crăciun. Acum mi-am dat seama, cum știu, că erau fotografii din anii trecuți, doar ca să atragă iarăși like-uri, că like-urile astea, arză-le-ar focul, au devenit foarte importante și la urma urmei nu aduc niciun beneficiu. Dar mă rog, asta este situația, cam asta ar fi singura nemulțumire. Mihai mi-a propus atunci să mai stăm o zi, practic încă o noapte, dar este atât de scump acest oraș după Olimpiadă. Am plătit 300 de lire pe noapte camera și asta însemna să mai cheltuim aproape 500 de lire ca să mai stăm o zi ca să văd luminițele de Crăciun de pe Champs-Élysées și am considerat că nu are sens să facem o astfel de cheltuială, cu banii ăștia putem să facem ceva mult mai util, dar cam asta a fost singura mea nemulțumire. În rest, a fost totul foarte frumos, foarte liniștit, foarte plăcut, chiar dacă, fiind sfârșitul lunii noiembrie, era frig, se întuneca de vreme, am prins chiar și viscolul acela cu zăpadă puternică, am înțeles că am măturat toată Europa, a ajuns chiar și în România și m-am bucurat așa de tare, chiar mi-era dor de senzația asta de ninsoare viscolită care îți biciuie fața și după aceea intri într-un loc cald unde mănânci o ciorbiță fierbinte sau bei un vin fiert, îți dă așa o stare de plăcută. Am stat toată ziua afară, ne-am întors la hotel de vreo două ori pentru că făceam cumpărături și pungile acelea de hârtie se udau foarte repede, ningea atât de puternic și ne trezeam cu cumpărăturile
pe jos și atunci le luam în brațe și hai înapoi la hotel să le ducem în cameră. Și râdea recepționistul de noi când ne vedea, pentru că eram efectiv acoperiți de zăpadă. Eram ca niște omuleți de zăpadă și era foarte amuzat cum noi ne ducem, lăsăm lucrurile și ne întoarcem, iar ieșim afară și la un moment dat ne-a spus, e, nu găsește așa ninsoare în Londra, și într-adevăr avea dreptate, pentru că în Londra ninge foarte, foarte rar. A fost foarte frumos. Îmi doresc să vă transmit și dumneavoastră starea asta plăcută și pozitivă și să vă încurajez să vizitați orașul Paris, pentru că nu veți regreta. Ok, am structurat vlogul în felul următor, pe categorii și nu pe zile, adică prima parte va fi despre călătoria noastră cu trenul Eurostar, pentru că nu am fost lipsiți de peripeții. După aceea, cazarea. Unde ne-am cazat? Pentru că și acolo am avut peripeții. După aceea, ce ne-am cumpărat, ce am mâncat, ce am vizitat. Deci o să fie, așa m-am gândit, că este, va fi mai util dacă structurez vlogul pe secțiunile acestea care sunt mai importante decât să-l fi structurat clasic pe zile. Ce am făcut azi, ce am făcut mâine, noi am stat 4 zile și cred că pe dumneavoastră vă interesează mai puțin secvențele acestea în care ce am făcut noi și mai mult cum arată orașul și ce puteți vedea și unde puteți să vă cazați. Ok, cam asta este despre vlogul de astăzi. Să închid informația despre cerșetori și hoți. Nu am pățit nimic, nu am văzut nici măcar un cerșetor față de alți ani în care era cam plin și chiar comentam cu Mihai, cu soțul meu, că probabil s-a curățat foarte mult orașul tot cu ocazia Olimpiadei și sunt sigură că s-au mobilizat în acest sens și se vede. Și, ok, a fost foarte, foarte frumos. Așadar, despre asta este vorba în vlogul de astăzi. Am schimbat setup-ul pentru că am împodobit bradul de Crăciun și am mutat o canapea dintr-un colț în partea asta și până o să despodobesc bradul, pe care o să vi-l arăt în vlogul, după ce termin vlogurile cu Paris, că nu știu dacă reușesc să prind tot într-un singur vlog sau o să fac două sau trei. Oricum nu o să întind pelteaua prea mult, cum zicem noi românii. O să fac încă un vlog din Londra. Sunt niște locuri foarte frumoase în care nu se decorase de Crăciun înainte să plecăm noi în Paris și vreau să mă întorc acum să filmez acolo și atunci o să vă arăt și bradul meu de Crăciun. Și până o să despodobesc bradul, cam ăsta va fi setup-ul în care filmez. Chiar mi este și mie mai comod că stau și eu pe canapea și e o canapea foarte confortabilă și atunci mă simt mai relaxată când vorbesc cu dumneavoastră. Și gata, plecăm, mergem la Paris! Partea 1. Călătoria cu trenul Eurostar. Plecăm din stația St. Pancras International. Vom călători 2 ore jumătate până în Paris, în gara de nord. Am cumpărat bilete la clasa Eurostar Plus. Este clasa de mijloc. Trenul are 3 tipuri de clase, iar pentru Eurostar Plus am plătit 129 de lire biletul pentru o persoană pe un sens, adică 516 lire pentru amândoi dus întors. Este tipul de clasă care ne place foarte mult pentru că ne oferă și mâncare în tren și scaunele sunt mult mai confortabile. Am intrat la toaletă să vedem cum se treabă pe aici. E curat, nu e chiar lună, dar na. Merge și gata. Plecăm.
și după două ore și un sfert, cam așa, am ajuns în Paris. Paris, Gare du Nord. Deja la provizionează pentru următoarea cursă. Înapoi, Paris, Londra. Îți aprovizionează cu sandwich-uri, cafea, băuturi, mâncare și le duce semi-preparate. Din oră în oră sunt trenurile de la Londra în Paris și invers. Un trafic de nota 10. Trenurile astea roșii sunt fostele Thalys, care acum sunt tot Eurostar. Ăsta cu argintiu și albastru este un tren local și astea sunt trenurile TGV. Circulă cu peste 300 de km la oră. Am urcat la etajul 1 ca să iau un cadru mai larg, să vedeți cât de frumoasă este și gara asta, Gara de Nord din Paris. Foarte curată, foarte bine organizată, cu un trafic de trenuri foarte aglomerat. Unul vine, unul pleacă. Foarte, foarte frumos. Aici este stația de metrou și de RER. O să mergem la un Uber. Mihai nu vrea să mergem cu metroul pentru că avem bagaje. Este aproape ora 2:30 după masa. Mă bucur că am ajuns pe lumină. Asta este clădirea Gării de Nord. Este foarte frig astăzi în Paris, așa era și în Londra când am plecat și sunt maxim 5 grade. În zonă sunt foarte multe stații de autobuz, taxiuri, agitație maximă, așa, claxonează. Da. Ne-a venit și Uber de aici, de la gară până la hotel, o să plătim 25 de euro. Un preț foarte convenabil. Și dacă la venire călătoria a decurs minunat, ei, la întoarcerea în Londra am avut fel de fel de peripeții. S-a anulat trenul, nu, Mihai? Da, mi s-a anulat trenul. Zine și nouă ce s-a întâmplat. Întâmplător, azi noapte m-am uitat să văd ce e cu bilete, să văd așa de curiozitate la cât trebuie să ajungem la gară și așa mai departe. Ocazie cu care am constatat că trenul era marcat ca anulat. Dar ți-au dat mail? Nu, n-am primit niciun mail. Nu ți-au dat mesaj că s-a anulat trenul? Nu, probabil că urma să-l primim de dimineață sau ceva. Wow! Și din fericire am mai găsit locuri la un alt tren. Dar ce, era anulat și ce zicea acolo? Că... Opțiunile erau să... Adică îți dădeau opțiuni. Opțiuni să ne dea bani înapoi sau să ne transferăm la alt tren dacă sunt locuri. Da. Așa, și din fericire au mai fost, dar... Dacă ne-am fi trezit azi dimineață, probabil n-ar mai fi fost și am fi avut o surpriză neplăcută. Adică dacă nu te trezeai tu dimineață la 4 să verifici pe telefon trenul, ne trezeam dimineață la 8, da, și... vedeam situația și stai și crapă-ți capul să găsești locuri, pentru că oricum trenul este full. Full. Deci scump, dar toată lumea se plimbă între Londra și Paris. Și uitându-mă pe orar, aparent vreo 3 trenuri sunt anulate, inclusiv al nostru. Wow! Încă nu avem certitudinea că vom ajunge acasă în seara asta, nu? Nu știu, avem bilete și zice să ne prezentăm la gară. Ce am mai avut de plătit? Că am văzut că am mai plătit 50 de euro. Taxa de oraș. Taxa de oraș 50 de euro? Da, și că este 8 euro de persoană pe zi. Ăsta este liftul care ne coboară chiar în stația de tren. Două stații mergem, nu? Da. Până la gară. Mai îți trebuie o grămadă de bani doar ca să intri în Paris. Să te plimbi așa pe străzi. După aia cazare, plimbare, vizitare, mâncare, spargi pușculița grav. Am coborât în stație. Chiar la ieșirea din lift ne-a întâmpinat un român care cerșea una alta. Asta
este liftul unde au vrut să ne jefuiască tot un grup de români acum 3 ani. Ăsta liftul aici au vrut? Da. Că țineam minte faza, dar da, nu mai știam că ăsta e liftul. Scrie aici când vine trenul, primul se apropie și următoarele sunt 4 minute, după care 8 minute, 4 minute, 8 minute, mă rog, 4 minute, cam așa. Pentru că trenul la care am găsit bilete este seara la 8, am hotărât să mergem la gară, să lăsăm bagajele și să ne întoarcem în oraș, să ne plimbăm. E foarte, foarte aglomerat trenul. Am ajuns la gară, mergem să căutăm ieșirea cu scărulante, pentru că avem bagajele grele. Uite, aici e. Și după aceea să căutăm locul unde putem lăsa bagajele. Am validat cu cardul cu care am călătorit și prin oraș, 2 euro călătoria, și am ajuns la gară cu același card. Nu am cumpărat bilet separat. Și pe acolo pe sus plecăm noi de seară cu Eurostar către casă. Dădeau și steagul. Și aici este locul unde vom lăsa bagajele. Ce aici au schimbat? Nu te mai duci tu să lași bagajele la depozit, ci le predai aici și le dau ei la depozit. Mie treaba asta nu-mi prea place, pentru că nu-mi place să pun altcineva mâna pe bagajele mele. Pentru că avem aparatură în bagaj, avem laptop și nu-mi e călfură, dar îl trântește, pune altceva peste el, nu-mi place. Le-am etichetat și acum le trecem pe aici la control. 7 euro jumătate de bagaj. Avem 4 bagaje, asta înseamnă 30 de euro. Banii pe care i-am plătit taxa de stațiune, nici n-am ieșit bine din hotel și gata, s-au dus 100 de euro. Groaznic de scump. Chestia asta mi se pare foarte ciudată. Exact așa se lăsau bagajele în anii, unde ești, Mihai? În anii 90. La Gara de Nord aveam bagaj de mână și erau tante acolo și te dai bagajul. Noi aici ne plăcea până acum, pentru că era totul automatizat, nu ți umbla nimeni în bagaj. Acum nu știu, sper să fie totul la regulă. Mihai zice că pentru securitate au schimbat sistemul și că asta s-a întâmplat după Olimpiadă. Bine, vedem noi când luăm bagajele, dacă sunt ok. Și tot ca o observație foarte utilă este și faptul că gara e mult mai curată. Nu mai sunt atâția hoți și tâlhari. În fiecare an ne acostau când vedeau că am coborât din Eurostar. Ieșeam de la peron și mai ales că mă vedeau că filmez, mă înconjurau și, mă rog, acum gara este foarte curată și liniștită. Și nici pe stradă n-am văzut. Da, n-am mai văzut atâția homeless. Un oraș foarte plăcut acum, da? Da. Și seara ne-am întors la gară, ne-am luat bagajele, erau în ordine, nu au fost niciun fel de probleme și mergem acasă la Londra. Au revoir, Paris, à bientôt. Ăsta este terminalul de Eurostar din Gara de Nord din Paris. Aici apare și trenul nostru de la 19.30, anulat. Cam așa e de aglomerat Eurostar. Locurile noastre sunt deja ocupate și ei au bilete pe loc. S-a rezolvat și situația din cauza faptului că a fost anulat un tren. Cei care se așezaseră pe locurile noastre au schimbat trenul, dar s-au așezat pe locurile de la primul tren. Adică n-au fost atenți că li s-au schimbat și trenul, dar li s-au schimbat și locurile. Ok, am rezolvat, stăm jos, hai, drumul spre Londra.
Drumul la decurs, fără alte peripeții, am primit și cina, somon cu conopidă, cușcuș, un sos bazat pe maioneză și muștar, o prăjiturică de ciocolată, am primit și apă și vin. Mihai nu a vrut să mănânce pentru că el când a văzut conopidă, i s-a făcut brusc rău. Partea a doua, cazare la Paris, la hotelul Le Riv de Notre Dame. Acesta este hotelul unde am luat cameră 3 nopți. Am plătit 1200 de lire. Doar cazarea, 3 nopți, fără mic dejun, fără nimic, pentru că noi nu mâncăm dimineața. Este un preț uriaș datorită faptului că se află chiar lângă Catedrala Notre Dame, în centrul Parisului. Da, știu, costă enorm. Am ajuns la cameră. Hai, deschide tu, Mihai. Este o clădire veche. Asta îmi place foarte mult. Asta este zona cu patul matrimonial. Uite, aici lucrează niște muncitori, Mihai. Se refac fațadele la clădiri. Ok? Așa. Îți place? Da, foarte mult. Și mie îmi place. Foarte French, așa. Da. Și aici sunt două băi. Hai să vă arăt ceva fain. Asta este baia de serviciu. Am aprins și lumina. Și asta este baia mare. Hai că nu știu ce am făcut așa. Îmi place, are două chiuvete mari, generoase. Aici nu are closet, are doar chiuvete și cadă. Uite, aici frumos, halate de baie, papuci, fân, prosoape. Și în săculețul acesta este fenul. Ce frumos și elegant este prezentat. Ia să vedem aici. Da, uite, e fen înăuntru. Foarte frumos. Uite, chestiile astea mici, așa, detaliile, care parcă nu contează, totuși ele contează cel mai mult. Și gamă de produse de la Nuxei. O gamă foarte, foarte bună. Uite că și francezii au două robinete sau doi robineți. Intermezzo necesar. M-am uitat în dicționar și ambele variante sunt corecte. Și robinete și robineți. Și aici scrie chaud, adică fierbinte, și aici scrie froid, adică rece. Na, nu numai englezii au. Iar scopul acestor robinete pe vremuri era acela. Pe aici, pe la apă rece, venea apă de băut. Cum se numește, Mihai? Nu comestibilă, apă potabilă. Doamne. Și pe aici, pe la robinetul de apă fierbinte, venea apă menajeră. Așadar, conductele erau diferite. Și ei când vroiau să combine cele două robinete, cele două ape, ca să facă o apă călduță, puneau două pută de un pic la asta, un pic la asta. Robineții sunt de la firma Cristina. Nici nu am știut că există așa o firmă. În orice caz, funcționează foarte bine. Camera este la mansardă, dar nu are numai geamurile astea prin acoperiș, care mie nu-mi plac deloc. Îmi dau așa o senzație de claustrofobie. Aici este o lucarnă. Noi ne-au dat camera asta, apartamentul de la mansardă, pentru că nu venise camerista și nu erau curate celelalte camere. N-a fost bai. Îmi place vederea, dar ce vreau să vă arăt acum este că au pus, aici este oglindă și aici este oglindă. Geamul este practic doar în față, dar datorită acestor oglinzi ai așa o lumină foarte plăcută în cameră și o vedere foarte interesantă. Pe lângă asta, deși suntem la bulevard, la unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Paris, nu am auzit azi noapte nimic. Și eram curioasă să văd din ce material sunt geamurile astea. Și da, nu e lemn. E PVC ceva, dar foarte bine sunt lucrate și izolează foarte bine. Aici sunt câteva dulapuri încastrate, așa. Uite aici cu un meraj, cu rafturi. Ok. Mai este unul acolo. Uite, are și un valet din ăsta pentru haine. Ce faine.
O, ce frumos, ia uite ce faină e. Și ce podea, hai că sărim de la una la alta, dar îmi fuge privirea, ce podea de lemn are. Wow, foarte, foarte frumos e făcut. Aici mai este un dulap, are și safe. Și încă un taburet și încă un loc pentru stat la discuții și încă și încă și încă. Aici e zona cu televizorul și cu minibarul care este gratuit. N-am mai văzut minibar gratuit de dinainte de pandemie. No. Tot ce este aici în frigider este gratis. Păi, wow, asta, da. Uite și aici frumos de toate. Vă spuneam că am avut peripeții și cu cazarea. Prima a fost că nu ne-au dat camera pe care am rezervat-o. E adevărat că s-au scuzat frumos și ne-au zis că nu au personal la curățenie și că ne upgradează, ne dau apartamentul, care este un apartament foarte frumos, unde au mai stat celebrități care au venit în Paris. E adevărat, este un apartament superb, dar nu ne-au spus că este la mansardă, mai aveam niște scări de urcat și eu cum am ambele picioare operate, pentru mine asta chiar a fost o problemă, dar am zis, ok, hai, nu mai facem acum discuții. După care, în fiecare zi când plecam, noi agățam de clanță mesajul acela cu nu deranjați, pentru că nu vrem să intre în cameră personalul la curățenie cât timp noi avem lucrurile pe acolo desfăcute, noi ne facem singuri curat în cameră atâta timp cât stăm, ei nu au ținut cont de treaba asta, au intrat în fiecare zi, găseam patul aranjat, lucrurile mutate, împăturite, chestia asta mi-a dat așa o senzație foarte neplăcută și în ultima seară a fost bomboana de pe colivă, cum se spune, nu ne-a venit să credem. Haideți să vedeți ce am găsit în ultima seară când ne-am întors în cameră. Când am intrat în cameră am avut un șoc. Am găsit covor. Așadar, asta e camera noastră. De fapt, e un apartament. Asta e zona de living. Am făcut filmare în prima zi, da? Asta este zona cu dormitorul, cu bagajele noastre, geamurile. Aici încă un geam, dulapurile. Este foarte înalt, nu e deloc apăsător, cred că are aproape 3 metri jumătate. Dar noi n-am avut covor. Și, astea sunt cumpărăturile noastre, ce am cumpărat de pe aici, cadouri. Și eu suspectez faptul că noi când am închiriat, ei s-au uitat, au văzut că suntem români și, au strâns lucrurile de valoare. Poate sunt paranoia, dar altă scuză nu văd. După care noi ne-am împrietenit cu tipul de la recepție și zilele astea, mă rog, am tot vorbit cu el. Și până la urmă și-a dat seama că, suntem și noi niște oameni așa cum trebuie. Și cred că a început să-l mustre conștiința și ne-a dat cu vorul înapoi. Cine a mai pomenit așa ceva? Am dormit 2 nopți, n-am avut covor, adică 3 zile. Și în a treia noapte ne-am trezit cu covorul. Doamne ferește, adică nu știu, eu nici măcar nu l-aș mai fi pus. Da, ce părere aveți?